le monde est dit, tu capes trop tôt. Si quelqu'un vit longtemps, le monde lui dit, l'heure est venue. Hai să vedem aici, cum ai lucrat pentru poemul ăsta? Păi, na, e... M-a inspirat mult în începutul, recunosc că fiind și în Amstrad l-am citit, dar am încercat la fel cum e, e o chestie instinctuală, am încercat să... Deci cum, să cum începe? Ideea, începe, si quelqu'un a un vie curt, le monde lui dit qu'il part trop tôt. Deci dacă cineva are, dacă cineva are o viață scurtă, lumea îi spune că a plecat, că pleacă prea devreme. E... Din punctul meu de vedere e evidentă grafica, adică nici nu știi deja din prima. Je me souviens d'hier. Sur le subjectif, n-am... On promenait sur les quais. Am făcut un personaj care, care pur și simplu părăsește pagina. J'ai eu des doux rêves éveillés. S-a părut că deja am spus deja și prea mult. À la fenêtre. Încercat să lucrez cu fete de negru cât mai mult. Le temps ne s'arrêtera. Cum a fost alegerea asta pentru alb negru? Ți se părea prea complicat să lucrezi flori sau...? Nu, nu. Recunosc că am plecat de la Stella Rațiuni și Anciane și pe urmă am fost fericit, am făcut asta. Bine, eu lucrez în general alb negru, dar având materialele promoționale color, am vrut să păstrăm la început imaginea, să se notar copertă și pe urmă ne-am dat seama că... că s-ar putea să fie costuri mult mai mari decât bugetul nostru. Iar apoi, pornind pe alb negru, pentru mine a fost ceea ce fac de obicei în grafică. Chiar ce buget a avut proiectul tău? Cam cât costă să faci asta? Să... Păi, să faci o primă ediție la modul ăsta, sau așa cum ați înțeles din ce, din ce ați văzut azi, eu zic că... S-au scos 1000 de volume, s-a făcut o lansare, materialele promoționale, și plus ceva onorarii pentru tot ce a semnat, undeva la 5.000 de euro. Uh-huh. Eu cred că e mai mult decât puțin, dar cu siguranță e nevoie de mult mai mult. Poți să ai voluntari într-un proiect ăsta, poți să ai o echipă mai mare care să poată să... Comunicatori în media, tot comunicarea media a fost o problemă la Paris, pentru că acolo nu neavând relațiile pe care le poți avea aici.